Bun găsit, dragii mei! Majoritatea mămicilor, mai ales după naștere, se simt foarte obosite pentru faptul că alăptează, pentru că cel mic se trezește noaptea, pentru că sunt o mulțime de atribuții brusc așa în viața noastră și nu putem să facem față. Dar după o lună, două, trei, patru, eu știu când consideră fiecare, este bine să începem să mai facem și sport. Nu pentru că nu am muncit destul în casă, să spunem așa, sau nu am face destulă mișcare, ci pentru faptul că este sănătos să intrăm în ritmul pe care îl aveam înainte. Și chiar dacă alăptezi, chiar dacă te mai trezește cel mic seara sau, eu știu, ai alți copilași bolnavi prin casă, e important să mergi la sală o dată pe săptămână, de două ori pe săptămână și apoi să revii la un regim de trei ori pe săptămână. Acum, dacă n-ai la îndemână o sală, ai putea să mergi, spre exemplu, cu bicicleta sau să faci mișcare pe lângă casă. Dar vă spun din proprie experiență că cel mai bine este un mod organizat, o oră de sală și nu de fitness, ci de aerobic. Ar fi cel mai bine să găsiți o variantă. Sunt o mulțime de feluri de a face sport, aceste săli renumite care au prin tot Bucureștiul diferite locații, reușesc să ne îndeplinească toate dorințele în ceea ce privește modul de a face sport și e imposibil să nu-ți găsești o variantă. Pilates, body pump, cardio, X-body și așa mai departe. Sunt o mulțime de variante de a ne consuma energia și de a ne petrece timpul într-un mod sănătos. Și vă spun sincer, din proprie experiență, tonusul este doar unul dintre avantaje. Este și buna dispoziție. Nu știu care este explicația. Sunt convinsă că dacă ar fi să căutăm pe internet, găsim o mulțime de explicații. Important este efectul și care este rezultatul după o oră de mers la sală. Vă recomand, mămici, nu numai vouă, ci și celorlaltor femei, dar mai ales mămicilor care au născut de curând, să înceapă încet, încet cu un pic de mișcare pentru a-și reintra în ritm și pentru a se simți mai bine, mai ales. Vă pup, dragii mei, dragile mele, ne revedem mâine dimineață, o zi minunată!